Salutare și bine v-am regăsit la cel de-al doilea episod din seria noastră cu utilaje românești forestiere de forestry. Tocmai ce am băgat motorii în acel șanierul. O să mă urc în el frumos. Pac, îi dăm în pornire. I-am pregătit depozitul, am încălzit uleiul, sunt pregătit să mă duc pe munte cu el. Am coborât celălalt de acolo de sus, deoarece am rămas fără motorină și l-am coborât gol. Nu mai aveam foarte multă motorină și am zis ca să nu urc din nou cu mașina acolo sus până la el. L-am coborât cu gol. Ar fi trebuit să fi legat niște lemne din alea la 8 metri. Oricum o să trebuiască să încep să curăț lemne de pe acum, ca să am materie să pot trage jos, să pot încărca, să pot să fac și alte activități. Am luat și am tăiat cam la vreo 30 de brazi, 30 de copaci din aia întregi. Îi avem pregătiți acolo frumos, stau acolo în rampă, trebuie să mă duc să-i trag cu taful și să-i aduc să-i curăț cu Hitachi, care așteaptă și el aici nerăbdător să-i aduc copăcei. Așa că avem treabă și astăzi, nu stăm deloc, nu mă lasă băieții să stau absolut deloc. Poate pe viitor îmi găsesc și eu vreun ajutor, pentru că mi-ar prinde bine și mie cineva acelișa să mă ajute la pădure, așa că pe viitor poate o să apară vreun ajutor sau poate chiar unul dintre voi, cine știe, poate vă aleg pe unul dintre voi de pe Discord, am văzut că mulți doriți să intrați să vă jucați cu mine, poate o să iau la alegere pe cineva, o să mă mai gândesc ca să mă ajute și pe mine acelișa, pentru că vedeți că avem foarte, foarte mult de lucru cu pădurea. Deja acolo în față se vede o mică poieniță, acum se vede mai gol pentru că am tăiat, v-am zis, 30 de bucăți. Le-am luat și le-am așezat frumos, le-am clădit frumos ca să fie doar legate, gen să vin eu acum cu taful, să le leg și să plec cu ele, să nu stau să mă chinui foarte, foarte mult ca să le trag printre copaci, pentru că se buguiesc, se blochează foarte mult lemnele unele cu celelalte, așa că e mult mai ok să le fac eu, uite așa, grămezi frumos, pa, pa, pam, și de aici numai vin și le trag. Așa, stai să dau puțin mai în față. Irumul ăsta l-am probat, știu că e puternic și el, dar problema e că ăsta n-avem troliu pe față, așa că o să leg tot 6 lemne, dar eu mă gândesc că o să meargă. Am făcut sarcini de câte 6 lemne, după cum bine puteți vedea, 6, 6, 6, 6, ca să leg 3 într-un troliu, 3 într-un troliu și așa, practic, nu mă chinui nici foarte mult, merg și tafurile lejer și toată lumea e fericită. Așa, am legat frumos. Ia să sărim rapid în el și să-i băgăm o trolare, să vedem cum se... Op. Îl cam trage pe spate pe domnul Irum. Op. Atât, acum cred că ar trebui să fie ok. Ia uite-l, bă, mamă, nu-mi zice că nu poți să mergi cu 6 copaci. Mergem pe două roți dacă e nevoie. L-am luat cu cutie automată, ăsta nu prea-mi place, cu cutie manuală, pardon. Nu prea-mi place cutia manuală, din păcate, îl vedeți și voi. Actuează cam urât, plus că nu te lasă să o pui pe low. Și merge doar în H, cu întâia în H, probabil ar merge, ar trage ceva, dar sunt cam grele lemnele, văd. Pare să mai desleg două. Cred că ar mai merge să mai desleg vreo două lemne. Oricum, tapul nu e problemă, că el trage, să știți că cutia e cam ciudățică, pentru că e taful... Motorul tafului 657 și cutia e cam ciudățică, de asta eu am preferat mereu să modific cutiile și să modific motorul, pentru că vedeți și voi, merge foarte, foarte ciudat. Schimbă iară pe întâia, după aia iar o ia cu a treia, când se turează un pic iarăși, nu ține o constanță ca lumea. Taful în sine nemaipomenit, mai ales că ăsta este făcut de... Bine, jumătate din el, ca să nu zicem că alții că e făcut de la zero, jumătate din taf este făcut de Robert, troliu, partea din spate tot e făcut de el. Restul e același taf pe care le știm cu toții, din FS 15 încoace, că practic altele nu s-au mai făcut, s-au reconvertit
acele ștafuri și li s-au adus modificări. Pentru cei care zic că le-au făcut de la zero, mint. Mint cu mare, mare nerușinare, pentru că n-au făcut nimic de la zero. Astea sunt făcute din peste 2015 încoace. Practic sunt aceleași ștafuri, doar că li s-au adus îmbunătățiri. Câte o schimbare vizuală, mai câte o piesă, mai câte una alta. Dar de la zero nu le-a mai făcut nimeni din 2015 încoace. Op! Bă, nu vrea tu-i mama lui. Nu vrea ăsta. Nu vrea, mă chinui foarte mult el. O să desleg două lemne din fiecare, bine, câte unul din fiecare lanț. Poate așa reușesc să le trag. Așa, am legat doar patru. Ia să vedem. Ia să vedem cum se prezintă acum cu doar cu patru copaci întregi. Dar cred că o să trebuiască să-l duc la să duc și taful ăsta la mecanic. Adică mecanicul fiind eu, o să trebuiască să-mi bag eu mâna în el, pentru că e păcat de el. E foarte frumos, o munci Robert la el, să-i facă troliu, să-i facă toate astea. Robert cu măt, nu șeriful. Așa că ar fi păcat să-l las așa de izbeliște. Nu prea are putere, nu prea merge bine cu tine. Slăbuț. Mi-au adus și ăștia de la Ocol, au cumpărat și aici, au prins, nu s-au uitat și ei la motor, la cutie, n-au probat nimic, au cumpărat și ei, ce-au apucat. Da, cred că o să trebuiască să mă dau bătut, că nu cred că îl scot la cale cu el. Nu vrea și nici nu poate. Nu rămâne decât să desleg troliu și direct la mecanicul el, tată. Irumul direct la mecanic. Dar nu se poate. Nu se poate așa ceva. O să trebuiască să mă uit eu prin el, să-i fac și lui motorul să meargă și el. Ca lumea o să-l duc acolo și o să-l las până îl duc la mecanic. Eventual aș fi vrut să-l vând și să-mi iau altceva. Nu îl vindem, îl ținem acolo până îl ducem la mecanic, adică până îmi bag eu mâna în el, să-l pun puțin la punct, îl putem lăsa acolo parcat și luăm manul, să vedem ce facem cu manul, dacă nu luăm celălalt mare 690, pentru că am nevoie să trag toate lemnele aici, să mă apuc de treabă cu ele. Păcat de irum că e nou, dar dacă nu pot să trag lemne cu el și nici nu vreau să duc din două în două, hai că poate cu două ar fi mers. Dar să trag din două în două, o să-mi ia foarte, foarte mult timp. Mamă, ce viteză bagă și ăsta la vale. E bine că are viteză. E bine că are viteză la vale, luăm manu. Manu, nu știu nici manu cât de tare o să tragă, pentru că manu, vedeți ce voi, e cam mititel. Manu trage lemne mai mici și mai curate. Așa, o să trebuiască să-i bag motorină. Manu trage lemne mici și mai curate. Dar o să-l încercăm și la copaș mare, de ce nu? Până la urmă trebuie să tragă și el. Așa, băgăm motorină, stați, opresc motorul. Așa, perfect. Băgăm frumos la interior. Pam, pam. Oricum mai am niște tafuri frumoase pe care o să le probăm, pe care o să le aducem acelișa pe seria asta. Nu sunt românești, dar sunt perfecte pentru seria asta, zic eu, și cred că o să vă placă și vouă, mă gândesc. Hai, tată, hai. Ia uite-l, bă, cum rupe, cum scor mânela de alb. Urcă nenea Manu, fără niciun stresulean. Așa că și noile tafuri, bine, nu sunt noi, sunt vechi, dar sunt din alte categorii de tafuri. Mai am câteva utilaje forestiere pe care le-am făcut, am și niște buldozere forestiere pe care o să le aducem și o să le
O să le testăm. Deci am foarte multe utilaje pregătite pentru seria asta și dacă mai apar utilaje între timp sau mai lăsați voi sau mai vă găsesc eu ceva să mai convertesc și așa, o să bag mânuța în ele, o să le fac și o să le aduc acelișa pentru serie. Acum sper să nu mă facă nici ăsta de rușine. Bă, ăsta cu 4 ar trebui să meargă. La astea nu le-am schimbat exagerat putere atunci când le-am făcut, pentru că vedeți și voi că sunt puțin mai mici și ar fi foarte ireal să le pui o putere și o greutate foarte, foarte mare. Trebuie să fie acolo, undeva la normal. Dacă merge cu 4 lemne, eu zic că e perfect. Acum eu nu știu dacă s-au și bugui lemnele astea al naibii acelișa. O să vedem imediat dacă sunt buguite, dacă sunt agățate pe undeva și de asta nu le mai pot trage. Descoperim imediat. Așa, perfect. Hai, nene. Aha. Altceva, domnule, altceva. Ia uite-l mâncalar tata. Ia uite-l mâncalar tata pe el. Adevărul se cunoaște că... Te cunoaște că mi-am băgat eu mâna în el. Te cunoaște. Are motor de man, ce vreți. Are motor de man 657. Trebuie să tragă. Hai că l-am lăudat, dar... Nu, l-am lăsat sapa în jos. Nu, gata. Am fost lăsat sapa în jos. Ia uite-le ea. Ia uite-le ea, Japonia. Nemaipomenit. Bă, merg genial. Merg genial și rumul o să-l fac să funcționeze ca la carte, cum trebuie, că vreau să mă joc și cu el, că e păcat că e foarte muncit și foarte frumos. Și o să-mi bag eu gheara în el, dacă vedeți. Și ăsta consumă. Și la ăsta i-am crescut consumul destul de mult. Cred că o să fac două drumuri și o să rămân fără motorin. O să rămân roșu cu el. O să trebuiască să urc cu gipanul aici să mă alimentez. O stație de motorină cred că o să trebuiască să, când o să am bănișori, să fac undeva să pun, pentru că nu o să am de unde să mai iau motorină după să-mi reîncarc utilajul, așa că o să mai trebuiască cumpărată o stație de motorină de undeva ca să pot cumpăra motorină în remorcă, iar din remorcă să aduc să-mi alimentez toate utilajele. Atât, perfect, fac, nemaipomenit. Am câțiva copaci și o să încep să curăț din ei acum cu utilajul, luăm și-l parcăm frumos acelișa până când o să mai am nevoie de el, îl lăsăm acelișa, că o să mai trebuiască aduse lemne, dar vreau să și încep să curăț ca după să pot să mă apuc de cărat, să pot să vin cu un camion să le încarc, de fapt o să trebuiască trase până jos, de acolo încărcate, iar după să le duc la vânzare, să vând și eu, să fac și eu niște bănișori, că avem nevoie de fonduri. Așa, asta am pornit-o frumos, ia să vedem. Acelișa le punem la 8 metri, perfect, am setat 8 metri, am setat frumos din cabină, oare să le tai pe stânga sau să le tai acelișa pe dreapta? Cred că le tai mai bine pe partea stângă. Stați să mă fixez eu acelișa frumos. Pac, să-mi iau poziția frumoasă. Control C. Normal. Și acelișa l-a dat cu spatele, să avem și acelișa frumos. Să vedem din cabină și începem dintr-o margină, dar nu vreau câte două, vreau câte unu. Așa. Și cred că l-am înhățat bine, nu? Atât, încă puțin. Op. Aia zic. Aha. Asta, că nu mai țin minte cum funcționa. Nu mai țin minte cum funcționa treaba cu joystick-ul. Că
Aveam eu selectat aici control, pentru că aici merge manual. Cu asta strângeam, cu asta dădeam în față și în spate. O secundă. Atâta, gata. I-am descoperit. I-am descoperit șmecheria, gata. Păi stai, cred că am schimbat, le-am schimbat dimensiunea. Nu, 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 nu. 100% le-am schimbat dimensiunea fără să vreau, da. La 17 metri, unde schimbăm dimensiunea? De asta la butonaș. Așa că trebuie să le punem din nou la 8 metri, gata. Am învățat șmecheria, plus că l-aveam și invers și din cauza asta nu funcționa el cum trebuia. Trebuie mereu să fie cu dinții de prindere în spate. Doar că am uitat, dacă nu l-am mai folosit de foarte mult timp. Așa. Op. Și bine că am luat și două. Lăsăm puțin în jos. Așa. Op. Dar de ce, mama măte, nu vrei? Nu știu de ce am senzația că mă... am senzația că mă trolează utilajele astea acum. Atât. Acum îl dăm frumos în spate. Așa. Și dăm în față frumos la 8 metri. Funcționează, gata. Nu mai avem nicio problemă. E puțin troll la început, pentru că vedeți și voi, se mișcă, se balancează foarte mult până iei puțin nivelul, după nu mai ai nicio treabă cu el. Bine că te-ai dus la mama mătii. Mamă, și mai rămâne și câte o bucățică, sunt foarte, foarte mari copacii brazii ăștia, așa că mai rămâne câte o mică bucățică și de la interior, ia uite, l-ai dat frumos în spate, pac, și a plecat. A plecat tăietura de lemn, frumos. Și cu utilajul ăsta, practic, curăți câți copaci vrei tu. Nu știu dacă există și utilaje de genul care să funcționeze... Pardon, utilajul ăsta nu funcționează. Există utilaje din astea de curățat care funcționează, doar că utilajele astea din pack-ul FDR Machine nu funcționează fără joystick-uri, adică nu merge cu mouse-ul, să te joci, să le controlezi din mouse, nu funcționează, sunt făcute special pentru a fi folosite cu joystick-ul și dacă vreți să vă jucați cu ele, am văzut că mi-ați mai scris în comentarii să vă dau și vouă din utilajele astea. Eu vi le trimit, doar că nu vă funcționează cu mouse-ul. Nu merge, practic, uitați, nu merge nici să ridici brațul, nici să faci absolut nimic, vedeți? Deci apăs pe ambele butonașe. Ele sunt făcute special pentru joystick-urile astea de la TrueMaster. Vin și cu un script special unde trebuie să-l pui, de fapt, ca să poți să-ți pui comenzile pentru fiecare utilaj. Practic, ți le configurezi cum vrei tu, dar ai un script acolo, ca și cum ar fi un mod extra care trebuie să-l descarci ca să poți să folosești modulețul. Așa, bun. Aici văd că hai că merge treaba. Până îi luăm noi puțin gustul. Oricum nu m-am mai jucat de foarte mult timp cu utilajele astea și nici cu joystick-urile. Nu prea le-am folosit în ultimul timp. Am crezut că o să mă joc mult mai mult cu ele la început, când mi le-am cumpărat, dar se pare că te plictisești de la un moment dat și de ele și parcă vrei să te joci și altceva, mai ales că acum am mai apucat și de agricultură. Ați văzut că nu prea... Mama, întoarce-te acolo. Nu prea folosesc joystick-urile așa în mare parte. Așa, stați să-mi schimb sensibilitatea frumos. I-am dat o sensibilitate mai ridicată, să fie puțin mai sensibil, pentru că nu prea vrea să îmi întoarcă lemnul cum îmi place mie, așa că ne setăm noi frumos sensibilitatea. Dar nu-mi place treaba asta cu datul înapoi, nu-mi place. Nu-mi place pentru că funcționează foarte ciudat camera, ca și cum ar sacada. La alte utilaje merge bine, la utilajele astea nu înțeleg de ce funcționează așa de ciudat treaba asta. Ați văzut cum face, ca și cum ar merge sacadat. Op.
Asta e din cauza faptului că încerc eu să domin lemnul, dar mai rămâne bucățica asta și parcă îmi pare rău după ea, dar n-am ce să-i fac, n-am cum să o împart. Pentru că rămâne oricum. Așa, hop. L-am înhățat frumos. Și ai plecat. Și dă-i bătaie așa și așa se face forestry-ul practic manual. V-am zis că pe seria asta o să vă arăt mai tot ce o să fac, mai tot cum mă joc. Sper să nu fie foarte, foarte plictisitor. Văd că ăsta nu vrea, mai înhățăm o dată. Ia des drumul, desleagă-te. De ce, mamă, măti, nu vrei? Mai desleg o dată. Îl mai luăm o dată. Și se pare că nu vrea. Nu vrea că e el bandit. Op. Și dă-i bătaie încoace. Am câteva utilaje, o să vă și arăt utilajele îndată. Nu știu dacă v-am arătat pack-ul la câte utilaje din astea avem pentru forestry din PDR Machine. Sunt chiar foarte, foarte multe și ingenioase. Avem și pentru tăiat copaci. Faza la utilajele astea care este? Este faptul că sunt foarte, foarte grele, sunt concepute să fie foarte grele și nu se pot ridica cu niciun mod cu mâna. Am încercat cu patru moduri cu mânuța diferite să pot ridica un utilaj din ăsta și nu se pot ridica cu mânuța. Adică dacă te-ai răsturnat, e cam complicat să le ridici, trebuie să te chinui ori cu alt utilaj din gama asta, fiind foarte greu, ori dacă nu să-i dai un reset pentru că nu o să-l mai poți ridica, deoarece mâna nu are putere și n-ai cu ce să-l ridici. Nu există niciun utilaj atât de puternic cu așa o greutate. De fapt, puternice sunt, dar să aibă greutatea... Ah, le-am împins mai în față. Să aibă greutatea necesară ca să-l poată ridica. Atât. Și de asta îmi place, pentru că, practic, când tai copaci, l-a curățat și așa vedeți, na, merge cum... graficele astea ale și sistemul de forestry din farming, știm cu toți cum funcționează, dar la tăiat copaci îmi plac utilajele astea pentru că sunt grele. V-am zis și iau copacul de jos, practic nu mă răstoarnă, nu mă dă în stânga, nu mă dă în dreapta, doar că am optat pentru rotne de început ca să-mi iau puțin curaj cu el, pentru că n-am mai făcut așa forestry în cantități așa de mari, bine, de pe insula pustie, de acolo. Acolo am tăiat ceva copaci, dar și acolo am tăiat cu Volvo din DLC. Toți copacii de acolo de pe insula pustie și funcționează bine, doar că e puțin cam ciudățel. La astea îmi place că și atunci, chiar dacă tu învârți de volan, vedeți, nu se duce stânga, nu se duce dreapta. Volvo din DLC și utilajele cu șenile, în general, când învârți un pic de volan, o ia de întoarsele, gen se duce ca și cum ai apăsat pe accelerație și treaba asta nu prea îmi place, pentru că mereu tot trebuie să ai volanul, trebuie să ai grijă să ai volanul foarte bine centrat, că dacă nu, utilajul mereu o să-ți o ia puțin la stânga sau la dreapta și chestia asta mă cam enervează, nu prea îmi place, sincer să fiu. E bine că se aude un clopot acelișa pe munte, nu știu dacă e vreo mănăstire sau ceva, dar Se aude un clopot, sincer, pentru că este ora 12, mamă, 11.59, ia vină tu încoace, tată, atât, așa, perfect, oricum le doborâm imediat pe toate, iar după o să avem un transport ca lumea de lemne. După ce o să le curăț frumos acelișa, bine, o să le trag jos, o să trebuiască trase jos acolo la prima bază, de acolo încărcate cu următorul utilaj, iar după ce o să fie toate încărcate, ne ducem frumos la vânzare. Cea mai frumoasă chestie când vinzi și ei bănișor. Când ai vândut și ai luat banul, aia e cea mai frumoasă parte a jocului. Uiți de tot chinul pe care l-ai avut până să ajungi să le vinzi. Ia dă-te tu mai încolo, uite așa, să te învârt eu.
Vedeți că îl pot învârti, doar că se cam buguiește. El are forță să învârtă lemnul. Hop. Doar că se cam buguiesc lemnele. Având în vedere crengile astea cât de urât sunt făcute, știți și voi că se lipesc de toate texturile, se lipesc și de teren. Până și de teren se lipesc crengile, nu doar de alt copac. De asta funcționează mai ciudățel. Dar dacă luăm un copac fără nicio creangă, să vedeți cât de frumos funcționează cu mașinăria asta, să-l întorci, să-l ridici, să faci absolut ce vrei cu el. Dar, din păcate, mașinăria e făcută pentru a... Să-l dau în spate. Așa. Este făcută și concepută pentru a curăța copacii și... Practic, altă funcție nu putem să-i dăm. De fapt, să tai. Aș putea și să tai cu... Și să tai cu ea, avem și o tăietoare pentru mașina asta specială, dacă ne dorim, pentru că sunt două tipuri de mașini, o să vi le arăt imediat, o să vă fac o mică prezentare la ele. Atâta, ia uite cum a luat-o. Asta e din cauza copacului, din cauza lemnului. Atât. Uite în spate că l-am păcălit. L-am păcălit iarăși. Așa. Op. Încă o tăietură. Mamă, ce-mi place să fac grămezi. Aș putea acum să stau să fac grămezile. Bine, să trag lemnul ușor mai în spate. Să mergem frumos, să luăm de la un capăt, să le punem pe toate cap la cap, dar aș pierde foarte, foarte mult timp. Este frumos. De multe ori mă mai joc Forestry realist offline, când mai stau cu băieți așa de povești pe Discord și așa, dar în rest nu prea o fac, pentru că nu e neapărat că, dar mă și plictisește câteodată și practic pierzi foarte mult timp. Dacă ai mult timp și n-ai ce să faci, merge, dar dacă vrei să mai faci și alte chestii, pierzi foarte, foarte mult, pierzi foarte, foarte mult timp. Iar faci figuri, treci acolo. Vedeți cât de urât se... Vedeți cât de urât se buguiesc din cauza? E din cauza crengilor. Intră crengile în pământ, nu mă lasă să întorc copacul. Asta e buba. Atât. Op. Trece acolo. Trece acolo toți. Mama ta e oasă. Dar oricum lemnele o să le așez frumos, pentru că o să vin cu... De asta avem remorcuța cu autoload. O să vin frumos, o să le încarc cu autoload și o să le pun pe toate așa frumos. Pam, pam, pam. Ca atunci când venim și le legăm, să le tragem la vale, să fie toate frumos așezate și puse la punct. Mai am vreun copac? Cred că mai am unul. Iar după luăm frumos autoload-ul și mă apuc eu puțin să le pun ca lumea. Op. Bă, nu se mai oprește clopotul ăsta, cât mama naibii tragă ăștia clopotul, nu înțeleg. O să dau timpul pe rapid puțin. Să văd dacă se termină clopotul ăsta de tras. Că mi-a spart urechile, mi-a spart timpanul la cât a tras clopotul. Băi, ești prost la cap, nu se mai oprește clopotul. Tu-ți clopotul vieții, că m-ai nenorocit. Cred că am găsit un loc rău, dacă trage clopotul ăsta toată ziua. Ne-am dus papa zâmbet, o să-mi facă capul calendar. Dar nu te mai întoarce. Și e ciudată treaba că are coliziunea asta, pentru că acolo terenul e arat. Și n-ar trebui să se întâmple treaba asta. Dacă eram acolo unde avem textură, mai ziceam și eu că era din cauza la textură și așa, dar aici că n-avem nici textură, e arătură și e pământ gol, nu prea știu eu de ce îmi face mie figura asta. A, așa, bun. Hai să pun Hitachi-ul acelișa la locul lui. Atât. Să-l las pe undeva pe acelișa. Mamă, dar ce urme am lăsat la cât m-am dus în față și în spate, în față și în spate. Așa, parcăm pe acelișa pe undeva ca să pot lua fiatul. Să pot să încarc lemnele și să le pun undeva la locul lor. Atât. Clopotul ăsta nu se mai oprește. O fi duminică de asta. O fi duminică și eu acelișa la muncă. În viața reală acum este duminică când filmez eu clipulețul, dar
În joc, nu cred că e duminica și în joc de trage, de trag atâta clopotele. Așa, hop. Stați că avem cameră și pe... Avem cameră și pe remorcă. Așa. Ia trecem coace. S-a oprit clopotul. Ameno. Bine că s-a oprit. Mi-a spart timpanul. Așa. A, uite-le, tată, ce frumos se așează. Ca la carte, perfect. Acum s-au așezat frumos. Am venit eu frumos în partea stângă. Sper să nu mă răstorn acum, că am mai făcut eu din astea. A, așa, plus că remorcuțele astea, știți și voi că nu prea au o stabilitate foarte mare. N-a ziceți mie cum aș putea eu să cobor cu remorca asta până acolo la vale. Nu știu. Oare cum îmi descarcă? Stați să văd. Partea de descărcare. Pe stânga îmi descarcă. Ok, gen pe partea stângă unde avem poarta deschisă. Ok, ca să știu și eu unde să mă situez ca să-mi descarce lemnele frumos. Ușor. Ăsta l-am făcut special. Învârtirea asta a cilișacul. Vedeți? Ca un mini sens giratoriu. Ca să vină cilișa să întorc... Să întorc tractorul cu lemne. Așa, frumos acelișa. Pac. 12. Control I. Atât. Perfect. Doar că ți le descarcă. Ți le descarcă pe toate odată. Asta ți le aruncă ca din trenge. Nu-ți descarcă ca celălalt autoload așa din unul în unul. Să le pună frumos, să le dea timp să se așeze. Nu. Astea ți le descarcă ca și cum ar cădea din tren direct. Ați văzut și voi. Nu prea stă la discuții remorca asta. Cred că erau mai bine așezate cum le-am tăiat eu. Așa. Asta o să mai trebuiască împinsă puțin. Mâna nu prea o să o folosesc. O să ne folosim mai mult de utilaje, dacă tot avem utilaje cu cupe și tot ceea ce ne trebuie, cu lame și cu nebunii. Ne folosim mai mult de ele. Așa. Perfect. Ăsta l-o oprim. Și să văd dacă mai vrea să mai încarce ceva. Mai trebuie să mai încape câteva bucăți. Hai că din alea mici. Alea mici aș putea să le bag pe toate la... Astea mici cred că o să le strâng. Și o să le bag pe toate la rumeguș. Ar fi o treabă să fac rumeguș din ele. Op. Așa și din nou pe stânga asta, să ies la drum. Sunt foarte, foarte răgușit. Sunt foarte, foarte răgușit. Nu mi-a mai trecut răgușeala. Încă sunt bolnav. Nu știu de ce naiba nu vrea să-mi treacă odată, dar încă sunt bolnav. Op. Luăm ușor cu stânga. Așa, ca să le pun cumva cap la cap. Acelișa frumos, cred că ar fi bine aici. Pac. Perfect. Mai bine nici că se putea. Avem deja o grămadă, trebuie să mai trag eu de acolo lemne cu tafu, că am văzut că Manu poate, cred că o să aduc câte 6 cu el și a trebuit să tai, pentru că ăsta mare, dacă îl iau eu frumos acum, pentru că am tăiat două bucăți din astea mari, le-am tăiat la 17 metri, practic eu aș putea să le tai în două acum, o să-mi rămână câte o bucată de un metru de în fiecare, pentru că 8 și cu 8, 16... Și eu o să-mi rămână un metru. Dacă au 17 metri, le facem damblaua imediat celor. Tule, mama lor, m-au prostit. M-am prostit acolo că am apăsat eu pe... Ate, mama ta. Că am apăsat eu acolo pe... M-am grăbit eu acolo la început. Pornim. Atât. Și unul acum practic este mai lung. Ăsta acum o să tai o bucățică din el.
un trunc de aproape un metru. Bun, și mai am o bucățică. Unde mai am o bucățică? Asta de acelișa cred că e. Stați să văd dacă pot să o... Dacă pot să o păcălesc, asta cea mai lungă, mi se pare că e de aici. Mama, Matiu. N-aveam deschis dinții. Mai strâng puțin, ca să nu iau foarte multe. Ai, mama ei. Gata, am înhățat. Motherfucker. Așa. Pac. Și încă o bucată la 8 metri. Atât. Și mi-a rămas încă un mic trunchi pe care o să-l băgăm la... Bineînțeles, o să-l băgăm la Romeguș. Așa. Asta o putem opri. Nu prea consumă motorină, un 3% doar. Pentru că are și depozitul ei adițional acolo, în colțul din dreapta jos, vedeți? E ok pe consum. Până o să termine rezervorul ăsta la ea, o să am de tăiat mult și bine. Așa, lăsăm frumos brațul în jos, să se odihnească, oprește-te. Atât. Bun, o să iau taful și o să mai trag lemn în continuare, ca să mai aduc, să mai curăț și să putem face după aia o tragere de lemne și o vânzare corespunzătoare. Dar asta o să o facem în episodul următor, pentru că m-am lungit deja foarte mult. Sper că v-a plăcut clipulețul. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să dați un share, un subscribe și vă aștept la cât mai multe episoade pe canal. Stați aproape, v-am pupat, pa, 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 pa.